Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta, o noutate editorială, o noutate editorială mult așteptată, Darurile deșertului, calea uitată a spiritualității creștine de Kyriakos Markides, cea de-a doua carte din trilogia atonită a lui Kyriakos Markides, o carte publicată în această frumoasă colecție Spiritualitate creștină, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. Astăzi alături de noi este Andreea Tincea, senior editor Herald și coordonator al acestei frumoase colecții. Cartea Darurile deșertului este cu adevărat purtătoarea unei tipsii, am putea spune, pline de povești despre darurile duhovnicești din care părinții de la Muntele Athos se împărtășesc zi de zi ca efect și reverberație a faptului că și-au deschis viețile și mai ales inimile către lucrarea plină de har a rugăciunii lui Isus. Cu această carte, sociologul american Kyriakos Markides reușește să coboare învățăturile atonite din mănăstirile de la Sfântul Munte Athos până în casele noastre. Iată o carte importantă, o carte pe care o primim cu bucurie, o carte, cum spuneam, mult așteptată și despre care noi am mai povestit alături de colega mea, Andreea Tincea, o carte care a impresionat-o foarte mult și despre care vorbește cu foarte mult drag și cu mult entuziasm. Așadar, Darurile deșertului. Bună, Sorin, bună ziua tuturor! Mă bucur că avem ocazia să mai punctăm încă o dată câteva cuvinte ancoră despre ce înseamnă această carte și până la urmă ce folos poate ea să aducă în viața celui care căuta rădăcinile spiritualității creștini răsăritene și poate până acum nu a întâlnit un prieten care să-l însoțească în acest demers, căci despre Kyriakos Markides, născut în 1942, de origine cipriot, bineînțeles strămutat peste ocean în America și ajuns profesor de sociologie la Universitatea din Maine, cam așa se poate spune, că munca sa în aceste trei cărți pe care țin să le amintesc, pentru că este o bucurie să anunțăm că Editura Herald, într-adevăr, o să fie prima și cred că deocamdată unica editură din România care scoate pe piață această trilogie atonită. Cum ai amintit și tu, este vorba despre primul titlu, Muntele Tăcerii, în căutarea spiritualității creștine, care deja a apărut și este în librărie, o puteți găsi. A doua carte fiind Darurile deșertului, calea uitată a spiritualității creștine, despre care astăzi avem bucuria să reamintim câteva cuvinte și, bineînțeles, cu promisiunea că în cel mai scurt timp, probabil în decursul acestui an, o să apară și cea de-a doua, și cea de-a treia carte din această trilogie. Este vorba de Inner River, A Pilgrimage of the Heart of Christianity, Christian Spirituality. După cum observați și din titlu, este vorba de un demers, de un parcurs, este vorba de o căutare ca în Muntele Tăcerii, este vorba de o descoperire a căii uitate a spiritualității creștine, cum se discută în Darurile deșertului și nu în ultimul rând de un pelerinaj asumat, pe care probabil că o să-l descoperim împreună în cel mai scurt timp în Inner River. Câteva cuvinte despre acest autor înainte de a se apleca asupra misticismului creștin, așa cum se întâmplă în această trilogie. Am spune că ok, ce poate să facă un sociolog în acest tip de spațiu cultural, religios al misticismului? Interesat până la urmă de tot ceea ce înseamnă rădăcinile creștinismului răsăritean, el a făcut un parcurs și anume, de-a lungul altor cărți pe care le-a scris, a căutat întotdeauna să descopere ce înseamnă aceste fenomene parapsihologice, care până la urmă sunt amintite în toate civilizațiile din jurul lumii de-a lungul timpului, care ar fi paralela între diferite religii ale lumii și, nu în ultimul rând, a fost întotdeauna interesat de această filosofia perennis, de acest izvor de înțelepciune care, dincolo de intuitivul care sălășluiește în fiecare dintre noi, a reușit de-a lungul sutelor de ani, miilor de ani, să transpară, și anume că trece prin noi toți un izvor de înțelepciune și de conectare până la urmă la spațiul din care facem parte și pe care fiecare cultură în parte sau religie a reușit să-l decodeze ușor diferențiat, ușor pronunțat pentru specificul cultural al zonei, al unei zone sau alteia, dar întotdeauna până la urmă făcând apel la niște profunde valori care se regăsesc în toate
curentele religioase, filozofice, mistice de-a lungul lumii. Așadar, întors cu fața către creștinismul atonit pe care îl descoperă undeva la începutul anilor 2000, Kyriakos Markides reușește să scrie și aceste trei cărți extraordinare, în care veți descoperi în primul rând vocea unui prieten care pare că a ajuns la Muntele Athos înaintea noastră, pentru cei care n-au fost niciodată acolo, sau care revizitează aceste locuri absolut, absolut fabuloase și care te amprentează, pentru că fiecare om care a ajuns la Muntele Athos, și din păcate cei mai mulți sunt bărbați, pentru că femeile încă nu pot să urce acolo, și o să descoperiți în carte și câteva argumente pentru care această lege fundamentală conform căreia insula Muntelui Athos se păstrează în continuare, deși sub presiunea Uniunii Europene și sub presiunea UNESCO de a deschide spațiul acesta religios și pentru femei, veți descoperi în Darurile Deșertului câteva argumente absolut justificate din punct de vedere al creștinismului răsăritean, pentru care spațiul rămâne în continuare grădina Fecioarei Maria și un spațiu în care, până la urmă, calea masculină, într-un fel, poate, calea masculină a deschiderii spațiului inimii să lășluiește acolo. Asta nu înseamnă că pentru femei nu este accesibilă învățătura de la Muntele Athos, iar Kyriakos reușește să împărtășească pentru toți cititorii, de fapt, în egală măsură bărbați și femei, ceea ce Părintele Maximos, acest pseudonim al celui care a devenit în decursul anilor, pe de o parte, acelui care a fost călugărul, după aceea episcopul și astăzi mitropolitul Atanasios al Limassolului, veți descoperi în vocea acestui Părinte Maximos, până la urmă, un fel de personaj la limita dintre a fi călugărul posnaș, călugărul tânăr, care la doar 40 și puțin de ani reușește să devină duhovnic și să îndrume fiii spiritual din cadrul unei mănăstiri atonite, reușește să descopere darurile deșertului, în deșertul de la Muntele Athos, pentru ca mai apoi, deși nu și-a dorit asta, viața lui, sub îndrumarea unor duhovnici mult mai în vârstă, să ajungă din nou să fie împărtășită cu restul lumii într-un mod atât de popular, pentru că acest Atanasios al Limassolului este un personaj adorat, iubit și apreciat de foarte multe tipuri de oameni, pentru că reușește să vorbească pe limba tuturor. Este un personaj ancorat în realitate, ancorat în discursul simplu, colocvial, care vorbește direct de la inimă la inimă și care știe că are o singură misiune în această viață, care nu este despre propria personalitate și poate tocmai de aceea strălucește și atinge atât de ușor, pentru că știe că misiunea sa în această viață este să împărtășească pentru mintea omului contemporan discursul care până nu de mult a fost păstrat doar în granițele Muntelui Athos. Câteva cuvinte despre ceea ce în această carte puteți să descoperiți și cumva de la copertă insinuăm mesajul acestui titlu. Darurile deșertului sunt de fapt aceste daruri spirituale, pe care aceste subtilități spirituale pe care orice om care reușește să facă drumul pustiei, să stea doar cu sine, să centreze toată energia mentală, emoțională și fizică, cu toate resorturile și toate renunțările de care este nevoie într-o practică spirituală, un astfel de om reușește până la urmă în liniștea deșertului, care poate să fie unul așa cum fie unul concret, așa cum știm din poveștile părinților din deșert, fie unul mai degrabă metaforic, insinuat și totuși păstrat ca o formă de reclusiune, așa cum este la Muntele Athos, fie, dacă vreți, în deșertul sau în pustia personală pe care până la urmă oricare dintre noi a cam gustat ce înseamnă în ultimul an de retragere și depărtare oarecum de jocul acesta plin de dorință și pasiuni și de jocuri egotice al comunității și retragerea într-un spațiu solitar, într-un spațiu în care, fără doar și poate
încep să auzi mai degrabă care este natura minții tale, natura emoțională a ființei și, până la urmă, nevolniciile corpului uman. Aceste daruri sunt, cum spuneam, subtilitățile spirituale care, până la urmă, ajung să devină foarte clar numite și sunt clar viziunea, clar auzul, conectarea cu divinul, intrarea într-o altfel de centrare și de capacitate de a vedea cu claritate cum se mișcă până la urmă fiecare ființă umană în acest joc al multitudinilor de elemente din care e compusă viața noastră și cristalizarea unei valori importante și anume uniunea în inimă cu, cu divinul. Căci despre asta este vorba, inclusiv în spiritualitatea isihasta atonită, care este denumită în această carte și, bineînțeles, peste tot în mediul religios răsăritean, calea păcii și a liniștii interioare. Acestea nu sunt doar cuvinte apreciative, partea practică a ceea ce se întâmplă la muntele Athos, chiar asupra acestor elemente se concentrează, asupra obținerii păcii interioare și a liniștii interioare, prin metode foarte practice, iar dacă a lipsit cumva din mediul ortodox, creștin, elemente practice, au lipsit elemente practice prin care un om poate să ajungă să-și cultive o astfel de stare interioară pe termen lung și continuu, în această carte o să putem afla foarte simplu câteva căi prin care se poate face acest lucru, totul pus sub forma unui discurs între Părintele Maximos și Kyriakos, dar fiindcă este așezat într-un stil romanțat sub forma unei călătorii pe care Kyriakos, autorul, o face către Muntele Athos și în Cipru, apar și tot felul de alte voci, tot felul de alte personaje, oameni normali, oameni din tot felul de medii, fie că sunt businessmen, fie că sunt foști călugări care au reintrat în lumea laică, fie că sunt femei care vin în preajma Părintelui Maximos, călugărițe sau nu, psihologi sau sociologi, oameni interesați să înțeleagă cum misterul acestei căi spirituale atonite poate să fie integrat totuși și în viața unui laic, fără să fie nevoie să fim neapărat în deșertul de la Muntele Athos, ci mai degrabă cum putem cultiva aceste valori și practici în mediul liniștit al casei noastre atunci când ne facem timp pentru noi înșine și pentru cultivarea relației cu Divinul. În această carte, deși stilul de conversație este colocvial, așa cum am mai amintit, întotdeauna este presărat cu explicații din învățăturile Sfinților Părinți ai pustiei. Întotdeauna sunt explicate aceste informații, până la urmă, tehnice, care țin de o viață care a cristalizat forme de practică spirituală în spatele pereților de mănăstire, în spatele zidurilor de mănăstire, dar care au un sens chiar și pentru noi. Fiindcă dacă suntem mai degrabă astăzi obișnuiți cu discursul filosofiei budiste sau poate cu discursul unor practici yoga care au fost extrase din zona religios-filozofică și aduse către noi mai aproape sub formă de practici fizice, sportive, de relaxare și concentrare. Și în această carte, de fapt, putem să ne extragem singuri atât forme practice de lucru cu rugăciunea inimii, de centrare în sine, de lucru cu propria minte, de lucru cu emoțiile și cu corporalitatea noastră, dar explicate în raport cu ceea ce înseamnă valorile creștine răsăritene. Și în această carte, ceea ce transpare și aduce mai aproape conținutul informațional este și faptul că întotdeauna vor exista paralele cu ceea ce psihologia reușește să facă astăzi ca și serviciu de decodare a lucrului cu sine. Cumva, Părintele Maximos, cred că asta îl face să fie foarte aproape cu discursul său de omul modern, înțelege discursul omului modern, înțelege limba în care trebuie să-i decodeze, de fapt, informații ancestrale care în mediul sigur și limitat al muntelui Athos au cu totul alt termeni, sunt altfel integrați, durează ani de zile să poți să obții rând cu rând câte una dintre aceste, până la urmă, comori interioare care se dezvoluie în tine într-o viață, într-un stil de viață monastic, dar reușește Părintele Maximos să le aducă aproape și fără să pună presiune să cultive în inima cititorului
faptul că se poate, că poți să pășești pe o astfel de cale, chiar și păstrându-ți până la urmă, cum spune și el, această formă laică, una dintre cele mai dure, de fapt, prin care poți să treci, păstrând legătura cu divinul sau cultivând-o în mijlocul acestui, până la urmă, tumult care presupune viața omului contemporan. În carte întotdeauna o să găsiți detaliată, atât în cuvintele lui Kyriakos, cât și în cuvintele părintelui Maximos, calea întreită de la Muntele Athos, care face întotdeauna referire, așa cum se explică din primul capitol al cărții, că apropierea omului sau sufletului uman de ceea ce înseamnă valorile divine și prezența divină se întâmplă în trei etape. Se întâmplă prin catarsis, această curățare de patim, curățare de, până la urmă, iluzii și poate de necunoașterea modului în care funcționează mintea, modului în care funcționează sistemul nostru psihoemoțional și corpul nostru, catarsis, curățarea, primul nivel de apropiere de divin, care, bineînțeles, în practicile monastice ce o să recunoașteți că înseamnă a ține post, a renunța la obiecte personale, a renunța la relații personale foarte apropiate, a renunța la propria identitate, căci în momentul în care intri într-o mănăstire, tu nu mai ești cel care erai și inclusiv cu numele tău, cu identitatea ta, trebuie să renunți la ceea ce ai fost ca să te oferi acestei practici de uniune cu divinul. După catarsis, cel de-al doilea nivel de practică în lumea atonită este fotisis, este această iluminare, deja acest spațiu care se creează în interior și cristalizare a faptului că misiunea ta este stabilită, începi să simți prezența divinului și începi să se subtilizeze simțurile, drumul tău are o claritate mult mai mare și parcă deja intuiești un pic mai profund și mai subtil cum trăiești în uniune și trăiești pentru a cultiva această uniune cât mai profund și continuu în viața ta, iar cea de-a treia etapă în această practică spirituală este, cum spuneam, catarsis, fotisis și teosis, adică uniunea cu divinul, ceea ce este până la urmă punctul în care ajung foarte puțini oameni pe această cale, pentru că necesită o centrare în spiritual incredibil de profundă, o abnegație față de ceea ce înseamnă practica unei vieți în pustie, da? Chiar și poate metaforic spus asta, și dedicarea cultivării acestei relații. Dacă vreți, teosis este un mod de a spune, în paralelă cu filosofia budistă, că este acest punct ultim în care toată existența ta se dizolvă în ceea ce înseamnă mintea universală sau unificare cu divinul, această fuziune completă cu divinul și poate de cele mai multe ori să însemne că te-ai rupt total de această existență, deși bodhisattva și sunt cei care se întorc să practice în continuare cultivarea acestei căi, deși au cunoscut ceea ce înseamnă fuziunea cu divinul. Foarte pe scurt câteva cuvinte despre ce veți găsi capitol cu capitol foarte frumos descris în carte. Printre altele, se vorbește despre mânia fără păcat, despre modul în care această cale a smereniei te poate ajuta să înțelegi ce înseamnă mânia și cum poate ea fi folosită totuși pozitiv, ancorată în a lucra cu propriile patime, a fi supărat pe tine sau a lucra, a te mânia în momentul în care vezi că ai pășit dincolo de calea pe care ți-ai ales-o, mai degrabă în schimbul proiecției mâniei față de ceilalți oameni. Se vorbește despre relația duhovnic, fiu spiritual și în acest sens mănăstirile atonite sunt numite un alt fel de tip de spital, un spital spiritual în care cei care simt această nevoie pot să ajungă. Această căutare care până la urmă se naște într-un fel și se face auzită într-un fel foarte subtil în inima unui om. Darurile deșertului oferă această speranță în continuare că ceea ce în anii 70 ar fi putut să dispară pentru totdeauna nu a fost lăsat să dispară și astăzi a renăscut. Este vorba de un moment de răscruce în viața monastică de la Muntele Athos, când rămăseseră foarte, foarte, foarte puțini călugări acolo și grație până la urmă misterelor care au loc pe această insulă, a renăscut o viață monastică
astăzi foarte îndrăgită de extrem de mulți oameni și turiști care reușesc să ajungă să se împărtășească chiar și sub formă de retreat-uri, da, de momente de pace pe care le au acolo. În carte se vorbește despre etapele evoluției spirituale și poate o altfel de privire asupra modului în care poți să-ți croiești drum prin spiritualitatea creștină față de ceea ce cunoaștem în discursul ortodox. În carte se vorbește despre ce înseamnă să practici religia creștin-răsăritană, da, ortodoxă, sub forma unei mentalități de sclav al lui Dumnezeu, de servitor al lui Dumnezeu, adică de om care face acest parcurs de teama, poate, de a nu ajunge în iad, de a nu fi cel care ratează acest tren, dar mânat de o teamă interioară că Dumnezeu este judecătorul cel mare și poate la final tu vei fi cel care va fi judecat negativ și nu vei ajunge să faci marea trecere. Un alt nivel de conectare cu această practică religioasă este să ajungi să practici din punctul angajatului lui Dumnezeu, și anume omul care știe încotro merge, își asumă o responsabilitate față de acest drum și când a prins pașii pe care trebuie să îi facă, nu mai are ce să-l deraieze de la acest parcurs, pentru că angajamentul lui este unul clar și asumat. Ei bine, cei mai mulți dintre oamenii care ajung la Muntele Athos, care îmbrățișează o viață de călugărie, o viață monastică, sunt în această etapă de angajație a lui Dumnezeu, asumându-și o responsabilitate a practicii. Iar în ultimă instanță există acești îndrăgostiți de Dumnezeu, o altă etapă în care cei care au ajuns aici sunt deja, merg într-un momentum al investirilor emoționale, psihice și fizice, până la urmă, al dedicărilor pe această cale, nu fac parcursul religios nici din teamă, nici din angajament, îl fac din dragoste față de ceea ce se trezește în ei cu fiecare moment de evoluție în această practică. Se vorbește despre viclenie, despre puterea rugăciunii, se vorbește despre moarte și experiențele la limita morții, așa cum sunt ele decodate în spiritualitatea creștină. Se vorbește despre patimile primare și acesta este un capitol esențial în carte, pentru că pune sub forma unei paralele între discursul psihologic și discursul religios răsăritean ce înseamnă de fapt această curățare de patimile omenești și cum putem să le depășim și să le integrăm în egală măsură, înțelegându-le ca forme de curățare a propriei existențe de balast prin înțelegerea naturii minții, emoțiilor și corporalității noastre. În ultimul rând se vorbește despre calea spre metanoia, spre pocăință, și deși cuvântul pocăință poate să fie unul tare pentru omul contemporan, în această carte nicio secundă nu transpare decât umanitate, umanism, căldură, deschidere spre a explica cu foarte multă delicatețe tot ceea ce înseamnă parcursul acesta al atingerii, poate, metanoiei, al înțelegerii că un parcurs spiritual asumat este în definitiv o cale de întâlnire cu sine și întâlnire cu Divinul. Mulțumim foarte mult, Andreea Tincea, senior editor Herald, coordonator al colecției Spiritualitate Creștină, pentru aceste vorbe, fără să exagerez, vorbe de duh, aș putea spune, cumva în asonanță cu discuția noastră de astăzi, cartea despre cartea lui Kyriakos Markides, Darurile deșertului, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!